Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Puterea viziunii. Bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Ioel, capitolul 2, versetul 28. Un băiat l-a întrebat odată pe Michelangelo de ce se chinuie atât să cioplească acel bloc de marmură care avea să devină cea mai mare capodoperă a sa, David. Artistul a răspuns: în această piatră se află un înger, iar eu îl voi elibera. Puterea viziunii te ajută să vezi o potențială capodoperă în ceea ce alții trec cu vederea sau consideră că e fără valoare. Puterea viziunii te ajută să descoperi în tine lucruri care nu știi că există. Ea scoate la iveală tot ce e mai bun din tine. Mulți dintre cei pe care i-a folosit Dumnezeu în Scriptură păreau niște ratați, înainte de a fi învingători. După ce ucenicii au pescuit toată noaptea și nu au prins nimic, Domnul Iisus i-a spus lui Petru, citim în Luca la capitolul 5, versetul 10, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Și ce s-a întâmplat în continuare? Pescarul Petru a fost o piatră de temelie pentru biserică și iată-o încă în picioare și după 2000 de ani, a scris secțiuni din cea mai importantă carte din istorie, Biblia, și copiii noștri poartă numele. Înseamnă asta oare că e de ajuns să ai un vis și Dumnezeu ți-l va împlini? Nu. Apostolul Pavel ne amintește în 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 19 și 20, că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți deci pe Dumnezeu. La calvar ți-ai pierdut dreptul de a face ce vrei tu cu talentele, oportunitățile și experiențele tale. De ce însă ai dori așa ceva? Ce ți-ar putea aduce o mai mare împlinire dacă nu planul lui Dumnezeu pentru viața ta? Și ce ar putea fi mai tragic decât să nu-l împlinești? E cu neputință ca realizările lumești să-ți confere atâta semnificație încât sufletul tău să fie săturat. Golul pe care încerci să-l umpli are o dimensiune eternă și numai Dumnezeu, doar Hristos îl poate umple. De aceea trebuie să te rogi: Doamne, descopere-mi viziunea pe care o ai pentru viața mea.